primul antrenament, cum ați găsit echipa, cunoșteați băieții? Să știți că am avut ceva emoții. Eu, postura asta e pentru prima oară și am fost așa un pic, dar am trecut peste. Din băieți nu cunoșteam decât pe Poian, atât am lucrat odată, ne-am intersectat un pic pe la Târgu Mureș așa cu ceva ani. În rest a fost așa, la prima vedere. Eu sper să facem treabă bună. Îmi place că ca și număr de jucători sunt destul de mulți, să avem de unde alege. Ați preluat echipa într-o situație dificilă, minus 5 puncte față de locul de salvare. Probabil că dacă era o situație bună era altul aici, știi? Cam asta. Mi-am dorit să încep chestia asta, să fiu antrenor principal. Visez de mult la ea, am urmat pașii care consider că trebuiesc. Am fost antrenor secund cu mai mulți antrenori, în mai multe poziții, la echipa națională, în afara țării, în Arabia Saudită, și cred că a venit timpul să fac și pasul ăsta, să văd dacă într-adevăr sunt făcut pentru treaba asta. Cu ce v-a convins domnul Spun să veniți la Cisofiliaș? Nimic, a fost practic singura ofertă. Stăteam de jumătate de an acasă, așteptam să găsesc o echipă de antrenat. La mine acolo în Prahova ofertele sunt puține, practic e doar Petrolul care e la Liga 2, mai e echipă de Liga 3 la Blejoi. Spunea dânsul că ați fost propus chiar de Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la centrul tehnic. Așa e, urmez cursurile licenței pro, acolo ne intersectăm cu oameni din federație, se știe că cine are, cine nu are contract și probabil Nea Mihai s-a gândit că neavând de lucru să mă propună la Filiaș. Cunoaște seria? M-am interesat și după ce primul contact cu domnul președinte. Am văzut, nu e o situație prea strălucită, dar sperăm să scoatem la capăt. Ce așteptări să aibă jucătorii de la dumneavoastră? Adică sunteți un antrenor dur și mă refer la această perioadă de cantonament. Nu, le-am explicat și lor că nu sunt genul de antrenor care să încerc să-i păcălesc. Am avut antrenori care te puneau să alergi și te spuneau că alergi nu știu cât ca să-ți mai tai un pic, să fii tu bucuros. Nu. Avem un program pe care trebuie să-l urmăm. Nu o să fac rabat de la acest program, cine poate să-l facă, îl face, cine nu, rămâne pe afară. Nu sunt dur, am fost obișnuit în ultima mea perioadă ca și jucător să lucrez cu antrenori care erau prietenii noștri atâta timp cât ne făceam treaba pe teren și cam genul ăsta de antrenor vreau să fiu. Să ne respectăm, le-am și spus, n-am pretenții să-mi spună mister, domn profesor sau alea, poate să-mi spună nai. Respectul nu constă în a spune cuiva într-un anume fel, ci constă în ce respectul lor mi-l arată, în ce fac ei pe teren. Apropo de antrenori, ați avut poate cei mai buni antrenori din România, din toate timpurile, de la care credeți că ați luat? Am avut privilegiu să lucrez cu antrenori mari ai României. Am lucrat cu Mircea Lucescu, am lucrat cu Anghel Iordănescu, cu Mircea Rednic, Răzvan Lucescu. Cel din urmă și-a pus cel mai mult amprenta asupra ce vreau eu să fiu ca antrenor, pentru că eram la o vârstă și deja începusem să mă orientez spre cariera asta. Erați mai mult cu notițele, așa, în vestiar după... Cu notițe, îmi luam notițe, eram interesat. Până am avut norocul să fiu câteva luni secundul lui la Petrolul și am văzut atunci cu adevărat ce înseamnă meseria de antrenor. Practic, el trăiește pentru chestia asta. Nu știu dacă pot să mă ridic vreodată la nivelul lui, dar o să fac tot posibil. Sistemul de joc? Care ar fi sistemul de joc pe care vreți să vi-l... Abia acum ne cunoaștem. Am vorbit și cu domn președinte. Sunt pregătit să joc oricum. Deci sunt pregătit să joc în orice sistem. Acum depinde de jucătorii care sunt. O să încep să-i cunosc. Sâmbătă o să avem un meci cu ală între noi. O să văd. Aveți jucători cu care ați lucrat și ați vrea să-i aduceți aici la Filiaș? Nu s-a pus niciodată problema asta, pentru că practic jucătorii cu care am lucrat au fost pe la lotul național, e greu de adus un jucător care a lucrat la lotul național să vină la Liga 3 la Filiaș. Am mers 100% pe mâna domnului președinte, sunt sigur că o să aducă jucători de care avem nevoie și interesul este comun, adică și eu îmi doresc să debutez cu dreptul și cred că Filiașul își dorește să aibă la anul echipă în Liga 3. Și primarul vrea peste un an în Liga 2. Da, mi-a spus și mie, i-am spus să o luăm pas cu pas, să ne salvăm prima oară. Îmi vorbea de locul 6 puțin mai devreme și a zis, haideți să sărim deasupra liniei și vorbim apoi și de următor. E o perioadă grea,
mă gândesc că și echipele care sunt contracandidatele noastre se întăresc. Vedem ce va fi. Știi cine e antrenor la echipa a doua Universității Creva? Cred că Adienci, nu? E ciudat, de asta vă întreb. Nu. Vă întâlniți aici în Craiova, în Dolj. Da, asta e viața, te aduce, nu poți ca și antrenor de fotbal trebuie să fii pregătit să antrenezi oriunde. Mi-ar fi plăcut să stau aproape de familie, stau acasă, dar asta e, mi-am ales meseria asta și o să încerc să-mi fac cât de bine pot aici. Cele, sau poate ați apucat să le promiteți celor care au venit să asiste la antrenament, oamenii de aici din filier? N-am promis nimic, am vorbit cu un domn aici, nu am reținut numele și am spus că n-ar ce să vadă azi, e decât alergător. Ce le promiteți pentru, pentru viitor? Pentru oficial. Nu pot să le promit nimic, deci eu sunt adeptul, la mine joc frumos, joc spectacol, înseamnă o echipă bine organizată. Deci la mine joc frumos nu înseamnă pase cu călcâiul, deci asta nu o să le promit niciodată. La mine dacă pe echipa mea poate să câștige cu 10-0, vreau să câștige cu 10-0, nu vreau la 3-0 să... L-ați văzut pe echipele mari că nu se opresc niciodată. Deci cam asta e filozofia mea. Deci la mine când echipa o să fie bine organizată, aia pentru mine o să însemne joc frumos. Probabil pentru ei o să însemne, nu știu, altceva. Domn primar, vă salvați la retrogradare? Trebuie. Este indiscutabilă această rezolvare a acestei situații. S-a schimbat antrenorul, multe modificări și... Da. Conform analizelor făcute, a rezultat atât schimbarea antrenorului, cât înlocuirea unor jucători. Din vechiul loc am înțeles că am mai rămas 10-12 jucători. V-ați aștepta ca echipa să aibă așa o evoluție slabă în partea a doua anului trecut? Mai ales că s-a revenit la filiaș. Acasă, s-a venit la filiaș pentru că să jucați. Nu, am crezut că efectul este exact invers de față de ce s-a întâmplat. Cu toate astea, cred că și problemele care au apărut în momentele respective ne-au dezavantajat și lipsa jucătorilor pe anumite posturi. Baza una destul de bună. Baza... Este o bază modernă, o bază de înaltă calitate pentru Liga a treia, așa cum au spus și reprezentanții FRF care au participat la inaugurarea acestei baze. Este o bază care oferă posibilitate de a se remarca orice jucător care își dorește să facă asta. Bază apropiată de Liga a doua. Vă gândiți, nu știu, pe viitor să faceți o echipă? Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă pe lângă București, adică dumneavoastră pe lângă Craiova... Baza a fost construită cu posibilitatea de a fi modernizată pentru Liga a doua. Noi, cu siguranță, în sezonul următor ne vom pune problema pentru a accede în Liga a doua. Deci obiectivul este? Pentru următorul sezon, da. Cu siguranță. Vă gândiți să vorbiți la federație, să vină și echipele de juniori să joace aici, meciuri? Am și oficiale. Avut asemenea discuții, pentru că avem reprezentant într-unul din forurile cele mai importante ale Federației Române de Fotbal. Și discuții s-au purtat pentru asemenea meciuri. Mulțumesc. Turin, un restart pentru echipa? Da, este adevărat, este un restart. După cum vedeți și dumneavoastră, după al șaselea an de Liga 3-a, cred că este primul an în care la reunirea echipei pot să spun că am în proporție de 90% lotul format pentru returul campionatului. Am tras foarte mult în această perioadă de pauză, pentru că mi-am dorit din suflet să am jucătorii pe care mi-i doresc la începerea antrenamentelor. Am avut și o discuție cu noul antrenor, cu Nicolae Constantin, și am promis că la începutul antrenamentelor va avea în proporție de 90% lotul format. Cum s-a ajuns la această variantă de antrenament? După plecarea lui Gigi Giurea, aici vreau să vă spun că m-a ajutat foarte mult domnul Mihăiță Stoichiță, directorul tehnic al Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române pe partea de antrenori, în care am luat legătura cu dânsul și l-am rugat să mă găsească și mie un antrenor. Mi-a spus că în 3-4 zile o să-mi dea un răspuns, a durat o săptămână și mi l-a propus pe Nae Constantin, așa cum îi zice toată lumea. A fost singura variantă? Singura variantă care am avut-o de afară. Așa noi, eu mai m-am gândit cu conducătorii, cu cei care susțin partea financiară, acolo am mai discutat și de ceva, și de alți antrenori, dar în prima poziție a fost Nae Constantin.
lotul schimbat în proporție destul de mare. Nemulțumit de cei care au evoluat în prima parte, dezamăgit de ei sau trebuia, odată cu venirea unui alt antrenor, și o remaniere? Nu pot să spun acest lucru. Nu sunt dezamăgit de cei care au plecat, pentru că, în primul rând, eu am făcut lotul la început. Am crezut că pot să merg cu jucători tineri, care credeam că vor să urce și ei mai sus cu fotbalul, dar m-au dezamăgit. Sunt jucători care sunt tineri, nu trăgeau la antrenamente, nu aveau experiența necesară și cu siguranță acesta este și motivul pentru care ne aflăm pe acest loc. Este o revanșă dumneavoastră față de prieteni după ce s-a întâmplat în turul campionatului? Vă așteptați la un 2020 prolific? Da, este adevărat, putem spune acest lucru. Chiar am avut o ambiție foarte mare și în această lună care a trecut am alergat foarte mult, pot să spun că cred că am făcut în jur de 7.000 de kilometri după jucători. Sunt foarte bucuros de jucătorii care am reușit să-i aduc. Vreau să vă spun că jucătorii care i-am adus sunt cu actele și contractele semnate. Acum mai avem de văzut juniorii care avem, vreo 6-7 care sunt în probe. Și cred că până pe 26 februarie, când vom avea jocul amical de la Târgu Jiu, antrenorul se va decide cu care junior va merge mai departe. Momentan, pe loc retrogradabil, vă este teamă că nu veți putea ieși de acolo? Da, sigur că mi-este teamă, pentru că e o poziție foarte grea, locul 14-12 puncte. Echipa care este deasupra liniei are 17 puncte, sunt 5 puncte, care după părerea mea sunt foarte multe. Pentru că chiar dacă jucăm primele două etape acasă cu Cărbune și Timișoara, sunt convins că și cealaltă echipă va juca și își va dori să câștige punctele. Dar, după părerea mea, cel care gestionează și a început să gestioneze cel mai bine lucrurile la club, acela va reuși și va scăpa din zona retrogradabilă. Primarul Urbei vorbește chiar de promovare, adică obiectiv promovarea din sezonul următor. E realizabil aici? Este realizabil. După cum îl cunoaște domnul primar, este foarte ambițios și știu foarte bine, îl cunosc foarte bine, că cam ceea ce își pune în cap și ceea ce își propune rezolvă cu siguranță. M-a surprins numirea lui Gigi Ciura, antrenor secund la Universitatea Creva? Nu m-a mirat și nu m-a surprins deloc, pentru că Gigi chiar merită, este antrenor, este un fost jucător mare al Craiovei Maxima, chiar merita și îi doresc multă baftă. De asemenea, mă bucur și pentru Dragoș Bon, pentru că sunt doi antrenori care cu siguranță dau bine la club. Vorbeai de un prim amical cu Pandurii, v-ați creionat câte partide veți juca în această iarnă? Da, în momentul de față este creionat totul, tot programul până la începerea campionatului. Avem 8 jocuri amicale. Primul joc amical este pe 26 la Pandurii Târgu Jiu. După aceea vom mai juca în zona Gorjului cu două echipe de Liga 4-a. Iar pe data de 7 februarie vom juca dimineața cu Sportic Roșior, după care vom pleca în cantonamentul centralizat din Serbia, de la Donji Milanovac. Ce le propuneți celor care vin să vă urmărească? Ce le promiteți, scuze? Aici la Filiaș. Pentru că, iată, ați revenit după, sau ați jucat prima oară aici, dar i-ați dezamăgit. Deci am dezamăgit. Să știți că eu nu am stat pe bancă, pentru că nici nu îmi permite poziția din cadrul clubului. Am stat în tribună și am văzut că sunt dezamăgiți. Am văzut spectatori care plecau în timpul jocului. Lucru care pe mine m-a întristat, pentru că știu că an de an am făcut echipă bună și nu mă așteptam ca la prima apariție acasă să ni se întâmple acest lucru. De asta am și avut ambiție și sunt convins cu returul campionatului, stadionul vom avea plin la fiecare joc, pentru că în afară de a ne însuși cele 3 puncte, dorim să facem și spectacol. Mulțumim pentru vizionare!